50.000 de gălățeni sunt felicitați de Sfinții Mihail și Gavril. Semnificația numelor este una specială. Mihai se traduce Micael, adică cel ce este ca Dumnezeu, și Gavril înseamnă puterea lui Dumnezeu. Gălățenii care își sărbătoresc ziua numelui nu își doresc decât sănătate și spun că vor petrece în familie alături de cei dragi. Probabil o să merg în vizită la ei, să o felicit și de seară ce va fi, eu știu, o masă, probabil. Cum vezi sărbătorii ziua de astăzi? Cum familie. Cei mai fericiți în această zi sunt însă comercianții care vând mai multe flori și dulciuri ca în orice altă dată. Astăzi chiar este o zi foarte frumoasă, deci e mișcare, e vânzare față de celelalte zile și chiar onomastici, pentru că sunt doi sfinți, și Mihai și Gabriel. Gălățenii într-o zi de sărbătoare sunt foarte agitați. Noi astăzi am pregătit numeroase produse de calitate, în special torturi pentru aniversări. Superstițiile din popor spun că în această zi este bine să aprinzi o lumânare și pentru sinucigași sau osândiți. Tot în această zi se spune că nu e bine să lucrezi. Potrivit statisticilor, peste 1.350.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, iar dintre aceștia aproximativ 600.000 sunt femei, iar peste 750.000 sunt bărbați.